În acest articol, voi explica motivul pentru care PNL cad într-un papagal de companie. Vă voi spune ce măsuri trebuie luate, ce trebuie făcut pentru a ajuta animalul de companie să redea sănătatea. Motivele pentru care penele papagalului au început să cadă în timpul vieții unui papagal. Există o moltă periodică pe aripi, cap, ca urmare a căreia are loc o schimbare a penei în procesul de năpârlire naturală. Pasărea nu devine niciodată chelă până la pete mari, chel. În zonele cu pene căzute, cioturile de pene noi sunt clar vizibile. Comportamentul animalului de companie rămâne activ și vesel, pofta de mâncare nu se schimbă. Un motiv pentru a începe să vă faceți griji dacă animalul de companie, pe lângă pierderea penajului, stând zburlit, aproape nu răspunde la stimul extern. Apetit pierdut, scoate el însuși pene. Toate punctele de mai sus ale comportamentului animalului de companie ar trebui să-l determine pe proprietar să ia măsuri urgente. În caz contrar există riscul de a-l pierde. Moltirea are loc de 1 la 2 ori pe an. Primăvara și toamna. Există mai mulți factori care afectează pierderea de pene la un papagal. Boli și paraziți, stres, condiții de mediu nefavorabile. Proprietarul trebuie să stabilească cauza deteriorării integrității penelor pentru a elimina în mod eficient problema. Dacă nu este posibil să vă adresați animalul de companie la un medic veterinar pentru a stabili un diagnostic precis, ar trebui să utilizați sfaturile din acest articol. Stres ondulat și alte tipuri de papagal sunt foarte sensibili la tot felul de situații stresante. Un papagal deprimat își scoate penele. Efectele asupra sănătății pot fi cauzate de mutarea într-un nou loc de reședință, apariția în familie a unui copil sau a unui alt animal de companie. Un papagal poate fi gelos pe iubitul său proprietar, certuri între membrii familiei, cu confruntări puternice, neacordând suficientă atenție papagalului. În sălbăticie, toate speciile de papagali trăiesc în comunități aflate în contact strâns unul cu celălalt acasă. Fără un partener de acest gen, închis într-o cușcă și care nu primește atenția corespunzătoare din partea proprietarului, papagalul suferă de depresie și poate muri. Această condiție se manifestă cel mai clar în papagali gri. Avitaminoză și tulburări metabolice. O alimentație echilibrată adecvată joacă un rol imens în sănătatea păsărilor. Lipsit de orice element cu hrană, papagalul nu numai că pierde penele, dar poate umfla articulațiile de pe picioare și poate deteriora vederea. Adesea, cel cu pene suferă de alergii. Aici, proprietarul trebuie să-și amintească regula de aur pentru a introduce treptat orice hrană nouă în dietă, începând cu doze mici și să monitorizeze starea păsării. Pentru hrănirea unui papagal, ar trebui să alegeți un amestec de cereale într-un pachet sigilat, acordând preferință producătorilor cunoscuți. Boli și paraziți. O cauză comună a cheliei papagalului este prezența paraziților. Poate fi un acarian de scabie, un păduc. Determinarea prezenței unui parazit nu este dificilă. Examinând cu atenție pielea unui papagal printr-o lupă în lumină puternică, puteți observa mici insecte roioase de o nuanță albă sau roșiatică. În plus, papagalul se comportă neliniștit, mâncărime constantă. Rănile și zgârieturile sunt vizibile pe piele. Bolile infecțioase ale papagalului sunt de obicei însoțite de diaree, lacrimare și deversare din nări. Dacă aceste simptome sunt prezente la un papagal, trebuie să contactați imediat un specialist, un ornitolog. Multe boli ale păsărilor sunt periculoase pentru oameni. Condiții nefavorabile de detenție într-un apartament de oraș standard. Microclimatul nu corespunde întotdeauna existenței confortabile a unui papagal. La tropice, de unde provin papagalii, umiditatea ridicată coexistă cu căldura acasă. Aerul uscat în timpul iernii poate provoca căderea penelor. Iarna, în latitudinile nordice, există o lipsă de lumină solară, care afectează negativ și papagalul. Pasărea este foarte sensibilă la poluarea aerului cauzată de fumul de țigară, de fum de la aragaz. Ce trebuie făcut dacă pene de papagal cad? În primul rând, ar trebui să vă examinați animalul de companie pentru alte simptome de sănătate.
cloaca colorată cu excremente lichide, punct și virgule de versare din ochi și nas, roșață, răni și răni pe corp, lipsa poftei de mâncare. Dacă găsiți orice simptom suplimentar, trebuie să consultați imediat un medic. Acasă, puteți urma măsuri preventive numai, folosiți numai furaje sigilate ermetic fabricate în fabrică în hrănire, instalați un costum de baie umplut cu nisip calcinat amestecat cu cenușă sau sulf veterinar pentru a scăpa pasărea de păduchidei mestecat, excludeți contactul animalelor de companie cu păsările sălbatice, deoarece acestea sunt purtătoare ale mai multor boli. Dacă papagalul nu suferă de boli și paraziți, cauza cheliei constă în nutriție și întreținere. O cușcă pentru un prieten cu pene ar trebui să fie spațioasă și confortabilă. Ar trebui instalat departe de curent și de lumina directă a soarelui. Este mai bine dacă stă într-un living în care gospodăriile se adună adesea. Deci papagalul nu se va simți singur. Iarna, este util să iradiți pasărea cu o lampă ultravioletă timp de 15 minute zilnic. Astfel de sesiuni vor suplimenta deficiența de vitamina D din corpul păsării. Pentru a crește umiditatea aerului, în cameră este instalat un umidificator de aer de uz casnic sau o fântână decorativă de birou. Este util să puneți cușca înconjurată de plante de interior. Acestea au un efect pozitiv asupra atmosferei din cameră, iar psihologic, pasărea va fi mai confortabilă printre verdeață. Din când în când este util să lași pasărea să zboare prin cameră. O poți atrage înapoi în cușcă cu deliciul tău preferat. Mâncarea papagal trebuie să fie formată dintr-un amestec gata preparat de cereale, legume și fructe proaspete și nuci. Este util să le oferi papagalului complexe speciale de vitamine în apa de băut și să așezi ramuri proaspete de fructe și foioase în cușcă. Piatra de cretă ar trebui să atârne tot timpul în cușcă. Aceasta este o sursă de calciu pentru pasăre. O cantitate mică de puf și câteva pene pe podea a cuștii, fără motive de îngrijorare și de fugă la clinică. Dar chelia vizibilă a animalului de companie, împreună cu schimbări în comportamentul papagalului, ar trebui să-l alerteze pe proprietar și să-l încurajeze să caute motivele păsării nesănătoase. Respectarea papagalului și respectarea tuturor regulilor de întreținere vor evita problemele cu sănătatea animalului. Distribuie pe rețelele de socializare